A trecut foarte repede și clasa a treia. Ne-am trezit că suntem la finalul anului școlar 2013, când noi am absolvit clasa a treia. Și mai avem un an de muncă. Nu este ușor, pentru că, vedeți, cerințele sunt din ce în ce mai mari, iar parcă copiii noștri nu fac față suficient de bine, așa cum mi-aș dori și eu și probabil că și dumneavoastră, rezultate mult mai bune. Vom începe cu un program artistic, cu serbarea pe care noi am pregătit-o. Faceți-i și mie câteva. Vă fac eu un apogam. Să da, să sigur că da. Că e liber. Vom arăta prin această serbare câteva lucruri pe care noi le-am învățat la școală, câteva lucruri care trebuie să stea în atenția noastră, indiferent de ce clasă terminăm. Haideți, vă pregătiți copii. Să stau? Nu o să vedeți. Stau și niște copii. Da? Unde să stau? Mă vreau să stau pe aici. Să-i dirijez. Ce de lume adunată, plină este sala toată, multă lume a venit și frumos noi ne-am gătit. Acum pe scenă veți vedea serbarea clasei a treia și vă rog să ascultați și singur să judecați. Să știți că orice asemănare este o dură întâmplare. Dragi părinți și spectatori, nu suntem prea mari actori, însă noi ne-am pregătit la serbare, v-am poftit. În clasa noastră sunt elevi, băieți și fete, fel de fel. Copii mai veseli sau mai triști, mai buni, mai răi sau egoiști. Din faptele lor învățăm cum e corect să ne purtăm. Suntem cei mai buni școlari. Am crescut, suntem mai mari. Am venit să ne ascultați. Și de gris să mai uitați. La serbări suntem și nici când nu obosesc. Mie îmi place să muncesc frumos când să aranjez.
Și acum s-au mizor, dacă văd în vreunitor, rămase sau mizor, fiind de treabă și de trezor. Când sunt în bucătărie, spun și cât o parfurie, miezurile de anul, de rămasă și răpun, pe bacul la păsările cât ar fi de mine. Pentru că sunt hărnicuță, mă mânci până cu micuță. Despre alte fapte bune, cine ne-ar mai putea spune? Când bucălele el alăcat și are lacrimi pe obraz, nu poți să stau nepăsător, pentru că să ai un ajutor. Eul mică și îi spun vorbe bune de alinare, până când din ochii nu de umbră de ce stare. Dacă de această învățătură să o poți cu reușești, în ai inimii căldură, tu prieten te numești. Prietenul ai voie se cunoaște! Milostenie coboară, cum puține lume sunt, iar prin ea Domnul coboară, pacea sfântă pe pământ. Acasă și la școală am învățat sfaturi bune de urmat, tare nu le prețuiesc, fiindcă nu vreau să greșesc. Pui nici de gâza mică și sfioasă, dacă a plecat de acasă, printre frunze flori, când o văd eu român. Pui mici de rândul mică, e o iapă de pisică, dacă fără mama lor, e o mesaj în ajutor. Când cireșul din grădină și-a pofut în lumină, îi treacă pe urica în jos, ca să îl pune frumos. Dacă nu pune păsare, nici o creadă, fiindcă doare. Dacă toate aceste lucruri le vei face și ne bucur, asta înseamnă pot să spun că ești milostiv și bun. Omul de bunătate niciodată nu se ceartă și de face o nedreptate, tu gândeți iertă. Sunt o fetiță, o ștrengăriță, îmi place muzica, dansul și actoria. Nu-mi pasă ce spun alții, îmi văd de repetiții. Hai să cântați cu mine, să dansați, să fie bine. Hai și voi aveți curaj, totul e ok. Încetați și nu cedați, să stai ritmul ei. Sunt robiele la școală și fac mai multă pală. Văd în 7 zile, chiar și 20 de file. Și ajung pe băieții ce-ți mai nădăminte vieții și le sar în ajutor, poate aș fi învățător. Le exerciții probleme, de ce mă teme, eu le dezlegram pe toate cât ar fi de încurcate. Temele rapid le fac, prin pe eu învăț cu cap, la ore sunt atent cât mai bine să pricep. Așa un exemplu să urmăm și noi, să învățăm la școală și să ne ajutăm. Cartea este pentru mine un izvor de înțelepciune, mie de gânduri întrezește, parcă mă împodobește. Cartea este o comoară, plină de învățătură. Despre mine pot să spun că-s copilul cel mai bun. Dau binețe la vecini și ajut pe cei bătrâni. La școală mă port frumos, sunt cu minte respectos, în ore nu vorbesc, dar în pauză povestesc. Eu spun mereu mulțumesc pentru lucrul ce primesc. Totdeauna ascult părinții și nu supă nici nici. Sunt cu minte ordonată, uniforma mea curată. Am caiete învelite, ordonate, îngrijite. Am și cărți nenumărate, frumos pe rat aranjate. Zi de zi mă îngrijesc, ordinea să o păstrez. Într-o zi din viața voastră voi v-ați întrebat vreodată tot ce avem și ce putem, cum noi oare datorăm? Să nu uităm, dragi copii, de-ai noștri iubiți părinți, prin munca lor de zi cu zi suntem lisiți de griji copii. Copii cam în scandă, mai găsești vreo unul doi.
vieții de ei să-și învețe lecțiile și să scrie temele. Sunt elevi ce vin la școală, uite așa, cu geanta goală, nici tu carte, nici caiete, sunt băieți, dar sunt și fete. Au ghiozdane neîngrijite, caiete dezvelite, creioane neascuțite și manuale răvășite. Sunt fetița mame dulce, cu minte bună silitoare. Mami după mine moare, câte răzbâti fac, doar ea mă iartă, niciodată nu mă ceartă. Mami spune că sunt mică, n-am experiență, nu zvonică. Ca să-i arăt că sunt de tare, am spart oglinda cea mare. Ca să-i arăt că sunt voinică, am tras de coadă o pisică. Bravo! Laurențiu vine pentru că Robert n-a fost. Zi, Laurențiu. Se duce lumea la culcat, eu sunt mereu întâlziatul. Miss Dennis. Miss Dennis, băiat de treabă, care încă mai se joacă în stradă. Mă joc? Mă joc toată ziua. Asta mi-e pe plac. Asta mi-e pe plac. Asta îmi place mie. Asta îmi place mie. Ce vreți? Ce vreți să fac? Iar tu despre? Dar despre tele, nu vă probleme. Să spun acum și Robin. Tu pe la loc. Hai, Robin. Iar tu despre tele, nu mai... De la început. Când se duce lumea... Când se duce lumea la culcare... Când ai venit, dar nu te pun așa, Robin. Și atunci nu ne păcălim. Vino. Vino. Când se duce lumea la culcat, eu sunt mereu întârziat. Miss Dennis, bia de treabă, care încă mai se joacă în treabă, în stradă. Mă joc? Mă joc toată ziua. Asta mi-e pe plac. Asta mi-e pe plac. Asta-mi place mie. Asta-mi place mie. Ce vreți? Ce vreți ca să fac? Iar când despre teme? Dar despre teme nu fac probleme. Dă-mi-ți băiatule, mai lasă-mă! Dă-mi-ți băiatule, mă ce să zic, îmi este greu și lecția să o copiez. În clasă repet mai mereu că nu am poftă să lucrez. Ei stau toată ziua, că nu-mi nicio grabă. Cât despre treabă? Cât despre treabă, mi-o fac eu și mâine, că nu-mi nicio grabă. Nu-mi place. Teo. Ce lucrat ați dorit? Da, pe. Am stat toată ziua mică. Ce studență? M-am distrat și m-am jucat. Și nimeni nu a lucrat, iar nimic nu a învățat, nici măcar o poezie. Apoi am o bunicuță, hărnicuță și drăguță. Mi-a studiat și cineva? Cum mă întrebi așa ceva? N-ai habar ce rău îmi face, nu m-am atins în viața mea de ce. Să muncești nu-i o rușine, lene nu-ți face duță. Mai bună e hărnicuța, lene noi la școală facem multe și note bune avem, dar se întâmplă câteodată notelele să luăm. Vai, 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 of, 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 tare rău ne înfristăm, dar ne trece foarte iute ce-a fost rău de tot uităm. Ne-nrâncim și vorbim tare și ne lasă alergăm.
carte. Păi, în sufragerie. Ce studiezi acolo? Geografia. Poți să-mi spui unde se află Marea Neagră? La pagina 75. Am poate vinde pe acolo în școli. Învățătoarea îl întrebă, de ce plângi? Un copil mi-a dat jos plăcinta, a fost cu intenție, a fost cu brânză. Ce grozav ar fi să poți zbura pe lună în timpul testelor. De ce, Maria? Acolo orice materie este de 6 ori mai ușoară. Clopoțelul a sunat, s-a încheiat încă un an de școală. Lăsăm în urmă griji și probleme, vine vacanța cu astfel de teme. Teme de joacă și teme de vis, tot ce ne-am dorit ne este permis. Sună clopoțelul tare, ca să sosit vacanța mare, să mă joc mult am visat, vine vacanța mare. Cu oameni de bucurii, vine vacanța mare, ea ne aduce tuturor, doar încântătoare. Iar acum la încheiere, vă zice la revedere, să strigăm toți într-un glas. Școală bună, bun rămas! Vom veni peste 3 luni și mai harni și mai buni. Să dea Dumnezeu! Să te duci la seara!